Hai să alegem polițiștii Cagecraft. Ce vorbește Clorna aici? Domnul sunteți bine? Sunt foarte bine, domnul consilier. Bun, armură de lemn, foarte frumos. Și dumneavoastră ce armură? Opa, ia. Eu, armură, nu am nevoie de armură, pentru că eu sunt în siguranță aici afară. Dar eu propun ceva, haideți să nu mai vorbim cu dumneavoastră cu astea. Ce zice Clorna? What? Cu tovarășe. De acum suntem prieteni, că și așa suntem puțini, suntem aici, de zice în direct. Zi, Clorna, hai. Haide. Spune-ne, ce voiai să zici de a mea armură de lemn? Eu ce vreau să spun este nimica, totul este normal. Am înțeles. Da, este o armură foarte, foarte interesantă. Da. Numai nu este neajuns de puternică să ne apere de rele. Într-adevăr. Okay. Vă salută toată lumea acolo pe chat. Astăzi vom alege doi polițiști posibil, pentru că dăm niște probe, niște teste. Avem nevoie de doi polițiști în oraș. Și candidații vor fi momentan X Andrei și își mai dorește Caluga. Să vedem dacă amândoi devin sau nu polițiști. Pentru că, uitați-vă și voi, suntem încet încet atacați de... Măi, era aici un Ravager înainte, uite, coarnele lui se văd acolo. Și mai este un Ravager pe partea cealaltă. Îl mai avem pe unul aici care, da, ăsta bate 8 ca noi cu armuri cu tot pe noi, deci n-avem nicio șansă, nici măcar cu armura OP. M-a murit! Nu! Ok. Ce-i aia? Ce-i capcana aia? Doamne! Ok, da, avem nevoie, nici măcar armura asta nu m-ar putea ajuta pe mine, din păcate. Știți deja, trebuie să o facem mai puternică. Dar bun, hai să vedem ce probe dăm pentru polițiști și avem nevoie de apărare. Până una alta, like-ul vostru ar fi super, super apreciat. Un subscribe, un clonțopel și haideți și voi pe live-uri când se întâmplă magia aici și așa, pentru că live-urile după nu vor mai fi disponibile și trebuie să așteptați să apară episodos. Bun, Mărciu, dacă doriți, apreciez enorm, primul link din descriere, nocivanul de Crăciun și toate modelele posibile, cu ursuleți, cu sticle, cu toate chestiile pe nocivanul.ro. Stai că se ia Clorna de mine, că am... Clona, am zis și eu. Se ia Clorna de mine, că am backpack-uri din astea ciudate. Trebuie să nu o să vorbesc cu el, să tacă din gură. Că e conseler, trebuie să-i dau niște bani să-i astup gura. Dar nu știu unde e. Clornas! Clornas, unde ești? Nu și-a dispărut. Ei nu se ascunde. Na, nu știu unde e Clorna, dar se tot ascunde așa. Și o cam luat o razna în ultimul timp. Ce are, mă, Clorna? Să-mi spună cineva ce-o pățit. Unde e? Clornas! Doamne, dar ăsta se tot apropie de noi. Și acum să-l văd pe Clorna călare pe Ravager. Cum ar fi? Unde e, mă, Clorna? Clorna! Vină puțin. Da, 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 zi. Ia, bă. Da, deci, domnul, ceva, am văzut că e o neînțelegere cu ceva chestie. Domn primar, înainte de toate propun să nu mai fim cu domnul cu ăstea, așa că suntem așa ca între prieteni, să dați așa o lege, să fie interzis cuvântul domnul și doamna. Ok, ok. Ce zici, Caluga? Ce e asta? What? Lord. E pur și simplu o piatră și scrie E. E o piatră. O picat din cer? Cometă? Ok. Bun. Clornas! Unde e, mă, Clorna? Ia. Clornas! Clorna! Clorna! Clorna, hai pic să discutăm noi. Numai puțin vreau să vorbesc ceva cu domnul Clorna, dacă se poate. Am zis fără domnul. Cu Clorna. Ok. Clorna. Ok. Okay. Hai să mergem. Hai un pic aici, Clorna, să discutăm ceva. Unde-i, mă, la back pe cu? Ok, ce vreți să discutăm, Nocivanu? Hai, mai încoace, mai încoace, mai încoace, mai încoace, aici, așa. Bine că... Du-te de aici, că ai pe șocul în apă! Hai aici, că nu pățești nimic, Clorna, hai cu mine, hai cu încredere. Nocivane, tu vezi pe șocul ăla? Da. Te mănâncă! E la picioarele tale! Nu! Ai grijă! Bă! Mi-e frică de apă, mi-e frică! Bun, domnul consilier, haideți un pic mai jos, așa, să nu ne vadă dușmanii. Așa, mai jos să ne vadă dușmanii, așa. Bun, să nu ne audă, zic eu, zic ok aici. Să nu le vadă, așa. Bun, haideți acolo în groapă, unde vă este locul. Nu, e periculos acolo, nu-mi place. Și vreau să vă ofer ceva. Hai să vedem, și ne oferă domnul Nocivanu aici, pentru domn consilier. Deci n-ați văzut nimic, n-ați văzut backpack-uri, n-ați văzut 24 de coinuri ați primit de argint. Merge treaba, merge leafa. Dar n-am văzut nica, mă, ce Dumnezeu, mi s-o ripiueții, doamne, ce bine, despre ce vorbeam? Da, asta ziceam și eu, păi ziceam că avem aici
oiță pe care ar trebui să o ducem înapoi. A, da, exact. Da, 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 da. Și pești ăștia mari ce zic? Ăștia puteți să puteți pescui, vă puteți strânge toți și să-i pescuiți, da. Nice, foarte bine atunci. Ce-ați făcut acolo? Ce-am făcut? Păi am luat această oiță. Da. Deci ai grijă de a căluga. Foarte bine. Asta zi... Mă, ce râde, mă. Râdeam de Caluga, nu râdeam a, de... Da, 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 ai un râs așa un pic mai colorat. Eu sunt ok, nu... Uitați-vă okay, cum deci... se duce. O, o supraviețuit. Deci tu ai luat uița aia ca să o bagi în perete? Nu, uite, stă la geam. A, acum stă la geam. Ia uite aici. Locurile... vreau să ne adunăm mai mulți ca să votăm câte blocuri o să aibă fiecare plot. Păi... Eu m-am gândit la vreo 20 și după extinderi, gen. Este, este perfect așa, domn primar, cum decideți? Nu trebuie să-mi spuneți mie cu consilierul. Ok, deci cred că o să fac așa, 20 după extindere, na, depinde ce. Ok, ok, am înțeles, bun. Da, bun. Andrei și Caluga, haideți, încă o dată vă întreb, doriți să deveniți polițiști în Cagecraft? Da. Da. Bun. Haideți cu mine, în rest n-aveți voie niciunul dintre voi să veniți. Glumesc, glumesc, glumesc. Bun, haideți. Perfect. În primul și în primul rând, prima probă pe care o veți avea este pe rând. Cine dorește primul? Eu. Încep eu. Bun. Andrei, trebuie să bați acel Ravager în maxim un minut de acum. Start! Glumesc. Ce? N-ai cum. Imposibil. Nu, real vorbim, proba este în felul următor. Întrebare, cum scăpăm noi de vacile astea gigantice? Vai. Ce propuneri ai? Trebuie să se extindă border-ul, să săpăm un pic în jos și îl închidem. Sau când o să fim avansați, să avem mașinării care să îi batem, ceva. Păi da, da, ok, am înțeles, dar de exemplu ăsta trece acum de zid, că cine știe ce se întâmplă pe aici, și vine peste noi. Ce facem noi? Ar trebui să facem o barieră ca să nu vină deocamdată. Am înțeles, o propunere destul de bună. Caluga, ce propui? Să ne dezvoltăm. Trebuie. Să facem multe blocuri în sus, să stăm sus, să ne apărăm de ei. Mm-hmm. Ok. Deci tu propui să mutăm toată casa pe care ne-am chinuit să o facem, care apropo are etaj și eu nici n-am văzut etajul. Mai facem etaje. Mai... Aha. Păi și dacă Ravager-ul ăsta vine și distruge așa casa, vine și faci BOOM, POC și pică toată. Factăm și ne apărăm. Am înțeles. Cum facem asta? Ce înseamnă efectiv dezvoltăm și ne apărăm? Cum? Cu ce? Mă, ce? Să... avem mai mult... Ok. Nu-i problemă, nu e suficient și atât. Poți să te mai gândești la răspuns și să ne zici când ai răspunsul. Să avem, bun, materiale mai dezvoltate și mai... Am înțeles. Domnul primar, dacă doriți și neastră să... Neastră, trebuie să vorbesc cu neastră, că aveți o funcție și așa. Să întrebați chestii, să adăugați probe oricând. Eu mă ocup de chestia asta, dar vă ajut pe dumneavoastră, practic. Da, da, momentan vreau să le aud răspunsurile lor și după o să le analizez și să văd cine merită să devină polițist. Ok, și eu propun, dacă ar fi fost și domnul Clorna aici, era bine, pentru că și el e consilier, și să votăm toți trei la final și vedeam cine merită funcția, dar în fine, trecem peste. Că Clorna, nu știu, cum de la v-ați gândit să-l alegeți exact pe Clorna care începe să o ia pe câmpii? Nu știu, dar așa mi-a venit. Da, ok. Continuând, haideți cu mine, Caluga și Andrei. Doar voi doi, vă rog. Perfect, fiți atenți. Deci, vă dau o probă la amândoi. Sunteți amândoi, doi polițiști, lucrați în echipă, dar Caluga are cu un grad mai mare decât Andrei. Deci tu ești șeful poliției, cum ar veni Caluga, și tu ești adjunctul șefului poliției, Andrei. Vă zic chestia asta ca să vedem cum reacționați, pentru că, de exemplu, tu, Andrei, nu poți să te bagi prea mult peste Caluga, de exemplu, știi? Fiind un rang mai mare. Dar dacă tu îți respecti bine, tu practic poți câștiga această rundă, chiar dacă în roleplay, cum ar veni, Caluga are rol mai mare, ai înțeles? Bun. Și Irinuș a furat, se suspectează că a furat toți banii Cagecraft. Cum acționați? Start. Apu.
Ați înțeles sau mai repet o dată? Eu am înțeles, nu știu dacă... Deci, da, se face că voi sunteți polițiști. Caluga este șeful poliției. Tu, Andrei, ești adjunctul poliției. Amândoi mergeți să prindeți un posibil hoț care a furat toți banii din Cagecraft, acel hoț fiind Irinuș. Acționați. Este doar un presupus hoț. Start. Prima dată întrebăm... Păi nu, du-te și acționează. Căutați. Atent. Treabă cetățenii și... Ce ia, ia, ați văzut-o pe Irinuș? Ce chestia aia? Nu. No. Ok, o să mai căutăm. Uitați-vă un copac! Irinuș. Da. Ia jos. Așa. A fost declarat că tu ai furat bani. Adică ești o suspectă. Aha. De unde am frapat? Okay. Impuneți-vă tare, vorbiți tare, că nu fiți așa. Domnul primar, da. nu interveniți. Exact, da, învățați. Cal. De unde am frapat? Da. Și de ce am frapat? Din bancă. What? Nociv? Mă, ce? Ce? Ce aia? Ce? Din spatele tău. What? Mă, ce chestia asta? O să... What? E, nu este nimic, continuați, vă rog. Continuați, vă rog. Cum adică n-am furat nimic? Păi de unde am furat? Lorna, trebuie să discutăm, după? Da, spune-ți. Banii băncii. Ce bancă? Nu, poate. Eu suspectă. Trebuie să te percheze, nu? M-a susticat tot de când a apărut. Ce bancă? Mamă! Nu se mai mișcă nimic bine de când a apărut viermele alea. Mamă, e sfârșitul, nu mai merge nimic! Deci, de când mi-a dat Clorna viermele, nu mai merge nimic, efectiv m-a scos din joc, nu știu ce se întâmplă. E cumva o infecție și, da, bine, nu știu dacă el o dat viermele, că el m-a strigat, dar cam dubios să mă strige el, fix el. Ia vezi, hopa, Clorna a fost omorât de un mutant, ok, da, deci Clorna cred că a aruncat, nu sunt sigur da, cu acest vierme. Da, Ah, salut verișorul! Bun, să vă continuați acțiunea și să nu mai intervine nimeni, vă rog. Ok, hai să vedem. Boy, ceva ciudat s-a întâmplat și capul meu vede coarne din pământ. No, și noi le vedem, Clorna. Da. E okay. Vă rog, continuați misiunea. Cine aruncă cu... Cristine, te-am văzut pe tine că ai aruncat un vierme acum. Vi s-a părut. Da. Ok, voi doi sunteți niște dubioși. Mi-a aruncat, mi s-a aruncat de pe Doamne, iai. Ok, bun. Continuați. Bun. Așa, să revenim. Sunteți pe față? Da, sunt. Cum e? Ce ai făcut azi dimineață? Ce? M-am trezit, m-am scolat din pat și m-am dus în alimăcare. După aia... M-am plimbat prin oraș până la rege. Și acum 5 minute ce ai făcut? Acum 5 minute? Te-am în copac. De ce? Pentru că văd tot orașul din copac, de ce nu? Ok, este suficient, Andrei și Caluga, mulțumim Irinuș. Haideți, vă rog. Nocivane! Da? Dacă viermele sunt paraziții care intră prin venele monștrilor și controlează mintea, nu știu, poate au o legătură cu asta? Lorna. Te suspectez pe tine, ești foarte ciudat, îți explic de ce. Exact tu ai văzut viermele, exact tu faci non-stop. Tu pleci, tu dispari, tu apari, tu nu știi, tu știi. Ceva e ciudat cu tine, s-ar putea să te, să te fi infectat viermele ăsta. Poate avem în sfârșit răspunsul. Cred că asta e... Vă rog, nu vă apropiați prea mult de Clorna și să stea un pic în carantină până una alta. Eu, carantină? Ce asta? Ce e la mână? La mână? Ah! M-a lovit săpând, boys! Da, exact, m-a lovit săpând în jos, boys. Și ce săpai, gropile pentru noi? Nu, gropile pentru voi! Bă? Eu care vreau să protejez orașul! Ok. Tu crezi că eu v-aș face rău vreodată, Nocivane? Nu cred că ne-ai face rău intenționat, cel puțin. Ok, foarte bine atunci. Eu zic să te vii aici, în locul meu, Nocivane, haide așa. Și uite puțin la stânga ta. Ok, da, văd. Exact! Acum eu zic că avem probleme mult mai mari pe cap decât
Problemele care avem lângă... Chiar ai probleme. L-ai luat pe Caluga și l-ai pus pe floare. Tu ești o floare sau ce? Eu? Floricica de o floricica. Ești la lea. Bun, ok. Tocmai de asta trebuie să se instaureze polițiștii pentru a se gândi să ne apere cumva. Bun, Caluga și Andrei, haideți vă rog încoace. Mai departe, aveți misiunea următoare. Absolut toată lumea credeți că deține arme. Deci trebuie să verificați rapid dacă au sau nu arme și n-aveți mai mult de 20 secunde cu fiecare să vorbiți. Start. Bine. Hai. Voiam să văd dacă se împart aici. Avem niște informații că cam toți aveți arme. Arme? Vrem să... Vreau să inspectez. Da. Așa. Să inspectez. Dacă aș putea să... Ia. Yeah. Doar... Cred că șef. O să... Să vedem dacă... Ok, ok. Domnul primar. Nu pot să mă percheziți. Aruncați dacă aveți arme. Nu, nu am niciodată. Nu doresc să percheziți o șnată. Percheziți o șnată. Așa a spus domnul Caluga. A zis să te percheziționez. Bun, dacă nu doriți, este ok. Nu doresc să percheziți. Caluga, 20 secunde la fiecare. Ok. Pec. Nu. Aici nu are nimeni. Am înțeles, bun. Haideți cu mine, Caluga și Andrei, să doarmă cineva, vă rog. Bun, facem în felul următor. Eu mă voi ascunde, evident n-aveți voie să stați pe live. Mă voi ascunde undeva, voi stați cu... Voi uitați în jos și... În... Când dau eu start pe chat, atunci trebuie să mă căutați. Primul care mă găsește... E ok, mă găsește și aia, vedeți voi mai departe. Nu vreau să le zic că o să câștige, că după aia poate sunt tentat să se uite în timp ce se întâmplă asta. Sunt curios să vedem cât de rapid se gândesc ei să mă caute acasă la mine. Hai să vedem. Plus de asta o să văd dacă trișează cineva, că dacă vine cineva absolut direct așa, o să fie suspicios. Unde să mă ascund eu? Bun, am o idee. Mă, dar chiar mă camuflez perfect aici. Așa stau. Ia. Caluga e pe aici. Mă, ce? Hai, bă, lasă, s-a uitat la mine și nu m-a văzut. A, mă, lasă că-i vrăjală. Salut! Veniță! A, ce zici? Bun, deci pot să zic că m-ați găsit aproximativ în același timp. Bun, avem o probă de bătaie. Trebuie să aveți fiecare câte o sabie de diamond aveți. Cum să n-aveți? Uite. Aveți. Perfect. Armură full de lemn. Aveți amândoi? No. Ce? What? Ce fost asta? Care-o pică mă de la etaj? Caluga, ai armură? Nu. No. Acum ai armură full de oak. Hai să vedem și pe... Andrei, tu poți să ai armură full de oak, te rog? Acum am făcut-o. Bun. Ok, haideți amândoi să fiți full amândoi. Perfect. Acum, Andrei și Caluga. Ești gata, Caluga? Unde ești? A, ești aici. Aveți timp din momentul ăsta, 20 sau 30 secunde până dau eu start, să mergeți unde vreți. Ok? Și când dau start, trebuie să vă căutați și să vă omorți unul pe altul. Okay. Bun, puteți pleca? Ca să aibă elementul surpriză, manam, știi? Poate le iau unul pe la spate pe celălalt, cine știe. Cristinel,
Domn primar, da. Dați dumneavoastră startul. Da, da. Când simțiți, startul acolo. Ia să vedem. Nu mai știu nici eu unde sunt. Caluga e aici. Ar trebui să mă mut așa ceva. Să vedem cine moare pe chat. Să scriu și eu star deodată cu domn primar. Eram sigur că va scrie acum. Mamă, ies coarne pe aici. Hai să ne uităm. Atenție la neatenție. Caluga este pe aici. Nu știu unde e Cristinel, sincer, n-am nicio idee. Cristinel Andrei. Doamne, eu încurc candidații. Cristinel e domn primar. Trebuie să mă obișnuiesc și eu. Hopa, ia vezi. Mamă. Uga! O căzut direct. O căzut peste Revenger. Bă, o căzut la Revenger. O să urce aici. Doamne. Ce e bine? Nu e bine, nu e bine. A, nu s-a auzit tot ce ai zis, am înțeles că e bine. Ok, Caluga? Caluga? S-a pus. Cred că n-ai apucat să te bați. Da. Da. Bun, hai să dăm o rundă fără armuri. Andrei, poți să-ți dai armura jos, că mă gândesc că tu nu mai ai armură, Caluga. Nu, 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 stai așa fără. Bun, și vă bateți cu arma. 3, 2, 1, start. Bun, perfect. Câtă viață mai ai, Caluga? 3. Ok. Bun, mai departe aș dori ca domn primar să pregătească o probă pentru voi. Orice, ori să acționați într-un fel, ori cum dorește domn primar. Da, deci aș eu. Vrea... o cursă, da, cred că are, e totul simplu, frumos, obstacole, nu știu dacă avem nevoie, dar vreau să văd cine ajunge primul pe linie dreaptă de la, nu, aha, dintr-o da, parte a border-ului la celălalt. Deci dintr-o parte a border-ului până în cealaltă. Eu și sunt noi. E periculos ăsta, boys. Aveți grijă, haideți încoace. Deci de aici până în partea cealaltă, da, stați. Domnul primar, stați în capăt. Ok, stați dumneavoastră în capătul celălalt. Da, până în celălalt capăt. Să aveți hangarul full. Hai să vedem. Așa, mâncați toți, mâncați cu toții. Și tu de ce n-ai vrea să mănânci, Clorna? Eu am mâncat, chiar aici am niște pâine la mine. Da. Exact. Eu să-l mănânc, eu sunt cel mai fomist. Mă, nasumed. Da, eu sunt nasumed. Bun, sunteți gata? Nu era. Da, eu eram nasumed. 3, 2, 1. Start! Ha. Hai să vedem. Vă puteți împinge sau puteți face ce doriți. Tocmai l-ai ajutat. Săracu Andrei. No way. Contează startul. A, uitat să vă zică domn primar. Și înapoi trebuie. Și înapoi. I-am trolat. Săraci. Ia să vedem. De când ajung eu. Eu nu prea aș fi bun ca polițist, aparent. Ia. Hopa. Let's go. Bun, Caluga a ajuns. Perfect. Au fost câteva activități, nu avem nevoie de mai mult momentan. Eu, împreună cu domn primar și cu Clorna, ar fi trebuit, da, mai bine, nu? O să mergem să deliberăm, să ne gândim și să vedem dacă unul dintre voi va fi polițist, dacă amândoi sau dacă niciunul. Revenim imediat. Haide, domn primar. Bun, mergem în casă sau mai departe. Ba nu, mai bine așa că vedem dacă vine cineva către noi. Ok, bă, sincer, eu zic că amândoi pot fi polițiști și vă zic de ce. Pentru că avem nevoie și se descurcă. Acum nu trebuie să fie ei cei mai specialiști, se vor specializa în timp. Domn primar, sincer,
Părerea mea, dar haideți să auzim părerea dumneavoastră prima dată. Mm, da, părerea mea este că Caluga s-a descurcat mai bine la unele clube. Primarul meu, pic, mi se pare că mă aud încă o dată pe mine din gândurile dumneavoastră. Pe dumneavoastră? Da, nu, cred că mi s-a părut, da, spuneți. Da, deci mi s-a părut mai bun Caluga, s-a descurcat mai bine la unele probe, dar amândoi ar fi buni polițiști, deci eu sugerez ca Caluga să fie polițist șef și Andrei să fie, adjunct. Da, adjunct. Da, dar le-am zis de la început că nu vor avea amândoi același rang, deci nu putem să facem asta acum, din păcate. Ok, înțeleg de ce ziceți asta, dar... bun, eu zic amândoi ar trebui să intre în poliție pentru că avem nevoie clar de apărare. Adică uitați-vă și dumneavoastră. Nu mai e? Aba da, este. Da. Uitați-vă și dumneavoastră ce avem acolo. Deci verdictul este să fie amândoi polițiști? Da. Bun. Foarte bine. Atunci aș dori ca dumneavoastră să îi declarați polițiști pentru că sunteți primari și să le spuneți ce ar trebui să facă pentru început. Nu știu, poate să avem acte de identitate sau poate să, nu știu, să instaureze niște lucruri. Dumneavoastră vă gândiți împreună cu consilierul dumneavoastră. Ok. Când sunteți gata, putem merge să-i anunțăm. Bine. Bă, o să pregătesc acum. Am vorbe la mine, dacă pot spune așa. Ce are? Puteți merge. Bun, n-am înțeles ce are, dar ok. E un pic am obosit, domn primar. Hai să mergem până la cei doi care așteaptă răspunsul. Categoric avem nevoie de apărare. Mamă, uite-te și tu cum ies coarne de peste tot. Cagecraft-ul ăsta o să fie insane. Unde sunt ei? Okay. Mă, ce se întâmplă? Pariu cu voi că ăsta nu mă atacă. Ce se întâmplă? Ok, repede, domn primar, anunțați, vă rog, până mai suntem în viață. Domnul consilier, veniți încoa, așa ca Luca și Andrei, stați aici în fața mea. Mă, voi duceau să apăr orașul de acest trabajel! Stai aici, vomiți că nu o să mor! Stai aici. Da. Deci, prin puterea pe care mi-a acordat, sunt primar, așa, și cu domnul consilier Clona, vă declar pe amândoi polițiști, amândoi sunteți primari. Am unde să faceți aceleași lucruri, nu să, să nu existe certuri între voi, să fiți uniți și să faceți tot posibilul zis, ca orașul acesta să fie în siguranță. Felicitări, bravo! Bine, avem... Nimeni nu este șeful, amândoi au același rang. Mai bine. Avem... Să astupăm aici. Bun, ok. Astup eu, mă duc înăuntru. Va trebui să le facem rost de uniforme, de chestii... Ia. Da? Mă duc eu în peștere să astup cu ravagerul ăla, stai niștit. Da. Ok, dar să doarmă cineva, dar cu... nu te duc, n-ai armură, n-ai nimic. N-o să se întâmple nimic dacă mă duc, crede-mă, o să mă duc să astup, ok? Lorna, nu te duc, Lorna. Lorna, nu. Da. Lorna, nu! Revin imediat. Lorna, nu! A murit, s-a dus. Lorna? Cum nu moare? Am zis că-i prietenul lui? What? Păi ce? Tocmai l-a alungat. Clorna, ce s-a întâmplat acolo, Clorna? Fugi, Ștefane, fugi. Clorna, explică-mi cum nu te-a atacat și a fugit el de tine. Trebuie să ne vin puțin. Trebuie să îmi revin puțin. Ce-am văzut acolo este foarte periculos. Ce ai văzut? What? Ce? Ce avea? Stai pe loc, no. Ok, polițiștii? Polițiștii pe ei. Ești încălțit. Nu e... Ce se întâmplă aici? E prima acțiune a poliției. Nu cred. Era o carte booking quill, dar nu era partea cealaltă care era inspectați, domnul polițiști. Domnul polițiști, poftiți, domnul polițiști. Era cartea, dar nu s-a văzut bine și eu. O carte de cobblestone. Da, era cartea, era uite cum se vede în mână. Nu vă dați seama. Ok, nu era cartea, sigur nu era cartea. Da, eu o să vă las că sunteți prea dubioși, polițiștii să ancheteze. Da, și eu nu are rost să stăm aici, nu are rost.
totuși comisarul. Clorna, nu știu cum de tu ai plecat, domnii polițiști. Da, ok, am înțeles. Ce-o fugi, Clorna? Păi prea dubios, Clorna, mă. Da. Poliția tocmai l-a lăsat pe Clorna să scape și e super dubios, că Clorna. Am văzut un coșmar mai mare. Da, ideea este că Clorna tocmai a fugit, v-a scăpat singurul vostru suspect. A, ia cartea, da. Am luat-o. Da, bun, descurcați-vă. Da, poliția cred că are ceva probleme. Am luat aici cu 1000 de ravageri, ce erau aici? 2 ravageri. Unde? Pe aici. Am picat aici eu într-o groapă de 30.000 de kilometri. Aici, acolo jos, sunt o grămadă de chestii. Mamă. Da, mai bine închideți aici, vă rog. Să fie cetățenii în siguranță, bravo. Bun. Da, vă mulțumesc că ați fost pe zonă. Like-ul blană l-aș aprecia enorm. Și haideți și voi pe live-uri când se întâmplă nebuniile astea, când se întâmplă acțiunea. Și ori pe Nocivan, ori pe Nocivan Extra, dați acolo un mare subscribe la ambele canale. Și bineînțeles, cel mai blană merch îl găsiți pe nocivanu.ro, unde găsiți de toate, mai ales cu noul merch Nocivanul de Crăciun, sticle, penare, ursuleți, toate chestiile. Și cu vechiul merch pe nocivanu.ro.